Bun găsit, doamnelor, domnilor! Octavian Stânciu, sunt astăzi la Istoria Fotbalului, episodul 3, dedicat carierei lui Ionel Bungău, emblematicul jucător timișorean al anilor 60-70. Ne reamintim cei care am prins acele vremuri sau cei care ați prins acele vremuri de celebra scandare a galeriei timișorene. Bungău, șutul tău, așteptând golul victoriei. Domnule Bungău, bine ne revedem! Haideți să vedem că am rămas la 1967, Rapid, unde dumneavoastră tocmai fuseseți legitimat împotriva celebrei Juventus Torino, care era și atunci și acum, din totdeauna, a fost un mare club al Europei și al fotbalului mondial, în Cupa Campionilor Europeni, în turul 2, în optim de finală. Da, au fost niște amintiri fantastic și ceva ieșit din comun pentru mine, să joci în Cupa Campionilor Europeni contra lui Juventus Torino, unde era una din cu Inter naționale și cu Milan, erau cele mai mari echipe de pe glob, cu Real Madrid, în sfârșit acolo pot să le categorisesc. Da. A fost, cum să spun așa, ceva, un vis. Mi-amintesc că dimineața când trebuia să plecăm în Italia, eu de frică m-am ascuns să nu mai plec. Mi-era frică de avion. Și în sfârșit m-au găsit, Rică Răducanu. Și în sfârșit am urcat în avion, eu speriat, nu știu ce ești. A decolat avionul. Eu tot mă uitam pe geam, vreau ăștia să văd fiecare ce face, cum se simt. Și la un moment dat, Rică Răducanu, care era pe bancheta sau pe scaunul din stânga mea, spune, băi, oagăre. Adică oagăre înseamnă ungur, de la unguri. Deci, deschide-și tu geamul ăla. Să intre. Bine, dumneavoastră sunteți român, etnic român, dar mă rog, așa v-a zis Rică. Rică fiind un mucalit notoriu. Da. Bucureștenii la Ardeleni și la Bănățeni le spun așa cum ți-am zis înainte. Și noi, bănățenii și restul noastră, le spunem Mitici. Mă rog. Da, mă rog, asta este așa, o zicală frumoasă, că nu e des. În sfârșit și Dan Coe mi-a sărit în ajutor și mi-a zis, băi, Cioară, zice, te dreacu, zice, tu când ai venit... Zice, când ai venit aici, tu tot așa ți-am spus noi să închizi geamul, să deschizi ușile și la avion. Deci m-a luat puțin așa, ca nepregătit. Și eu mă uitam care geam, știi, prima dată și... După aceea și cu glume, la antrenamente și în sfârșit. Da, mi-amintesc să facem o paranteză de Zoli Ivansuc, cel care poate puțină lume știe că a fost și în Timișoara, nu? A jucat în Timișoara. Da, dar nu știu unde, nu? La Electromotor? La Electromotor. În divizia ce? Exact. Da, care va fi o mare extremă a fotbalului românesc, se devine celebru la Ucluj în anii 60. Și am citit într-o carte, Ucluș trebuia să plece într-un turneu în China, a plecat evident cu avionul, iar Zoli Ivansuc avea o teamă de avion atât de mare încât avionul a plecat și el stătea pe pistă și plângea de frică să se urce în avion, s-a dus echipa fără el. Da. Azi multe de povestit așa. Asta a legat de faptul că, iată, Zoli Ivansuc, în episodul trecut, Bujor Hălmăgeanu l-am amintit, care de asemenea a jucat la Timișoara, Mircea Petescu a jucat, sunt jucători, Mircea Georgescu, cel care joacă și în națională, jucători mai puțin cunoscuți. Era fundaș la Știință aici, fundaș dreapta, da. Care era de origine din Constanța. Și acum este în Constanța, m-am întâlnit acum câțiva ani cu el, dar, deci el e de baștină din Constanța. Așa. Și m-am întâlnit cu el și are un hotel al lui frumos, ne-a primit, ne-a cazat acum câțiva ani. Da, uitați ce interesant, n-am știut. Păi mai învățăm unii de la alții. Poate voi da și de Mircea Georgescu să-l avem într-o emisiune aici pe viitor. Da, fantastică. Deci niște treburi care, da, și unii dintre noi s-au ușchit, cum îmi place mie să spun. Deci și unii mă întrebă unde s-au ușchit. La ceruri, la Dumnezeu. Da. Așadar, a fost meciul tur la Torino. Tur. Deci, acolo, la tur, eu trebuia să fiu titular. Și pe timpul ăla nu aveai voie să faci schimbări. Nu erau rezerve, nu încă, dacă îți amintești. Da, mi-amintesc, sigur. Și înainte de meci,
nu știu ce s-a întâmplat, înainte de ședința tehnică, eram dat pe post și în fiecare seară apăream pe toate televizoarele, cum erau în cameră, cu tare, că și la antrenamentul care l-am făcut, toți, atât am apărut la televizor că nu-mi venea să crești. Toată noaptea mă uitam, știi? Ca la antrenamentul la care l-am făcut înainte de meci. Și băieții cu echiperii lui, adună, zice, dacă noi am luat campionatul cu el, el să joace, deci l-am mai schit. Da, în sfârșit, m-a chemat deoparte Valentin Stănescu și mi-a zis, nu trebuie să te super cu tare, uite, băieții. Și am zis, da, zic, e și normal. Și atunci am luat loc în tribună cu Neagu și cu Pop și cu Rică Răducă. Nu, Rică era titular atunci, Andrei era rezervă. Cât a fost? 5-0? Ghici. Nu mai amintesc, 5-0 poate. 1-0. 1-0? 1-0. Magnusson, gol Magnusson. În minutul 88. Suedezul, vârful de atac. Exact. Așa, barele erau rotunde. Of, nu, m-am gândit la Juventus, Oțelul Galați, 5-0, aia în 88, da. În Cupa, da. UEFA. Aia deci, altceva. Barele erau rotunde pe timpul ăla. Și a dat Magnusson după la vreo 18 metri, mi-amintesc și acum îl văd, a lovit în bară și a ricoșat în poartă. Dacă era bara patrată, nu intra golul. Da. Bine, asta am studiat-o și alții și noi, deci s-a turnat 1-0. Deci Rapidul a dat o replică extraordinară. Fantastică, nu, fantastică. Am fost, de exemplu, după, am avut niște episoade cu, de la Viena la Milano, cu zborul, am crezut că se rupe avionul. O furtună, toată lumea pe scaune jos, legat, sipau. Deci așa ceva rar. Primul dumneavoastră zbor, da. Și cu ce peripeții? Și cu, de la București la Viena a fost extraordinar. Și de la Viena la Milano a fost catastrofa. Am zis că murim. Am aterizat, a venit un autocar, ne-a luat, ne-a plimbat prin Milano să vedem scala de Milano, să vedem stadionul San Siro, deci punctele cheie ale orașului. Dar nu ne-am mai arzat, că în avion nu știa nimeni ce era. De mâncat n-a mai mâncat nimeni, că da, în avion... Da. Da. Eu am cules niște, într-o plasă, ce ni s-a dat, și când am coborât în autocar, sigur că la toată lumea era și foame și sete, și eu am avut și băieții le-am împărțit de la Milano la Torino, 120 de kilometri. Cu autocarul, ați autocarul, spus. Frumos, cu tare, aproape. După aceea am fost într-un hotel de nota 10, unde totul era pe butoane de-astea, unde patul era pe pat, nu știam unde e patul, pe perete, deci intrai în baie și fotocelula aia, deci te stropea, ne speream, eu cu jamais în cameră. Au fost niște amintiri fantastice. Vă mai amintiți alt jucător de la Juventus în afară de Magnusson din acea perioadă? O să mă amintesc acum, că eu am și un ziar acasă, deja acum... Da, sincer, acum nici eu nu mi-amintesc. Nici... Returul de la București. De acolo am mers de la Torino, ne-au dus la Roma, n-am mai vrut să urcăm în avion decât 2-3 inși. Ne-au, cum să spun, ne-au mobilizat și ne-au spus, bine, nu aveți nicio problemă. Și într-adevăr, a fost o călătorie extraordinară. Ne-a dus vreo două ture să vedem capitala Romei, deasupra, să vezi ce frumos se vede. Și după aceea, trei zile am stat la Roma. Am văzut biserica San Petru, am văzut stadionul olimpic, am văzut cele 7 coline, am fost sus. Fantastic! Da. Am văzut ceva ce rar poți să vezi în viața asta, să, și în ce ani, în 67. Da. Da. Am venit acasă, am venit cu Steaua juca la Spania și de la Torino am venit împreună cu Steaua și în aeroport am avut o surpriză să cunosc o mare artistă, una dintre cele mai mari, Sofia Loren. Am dat mâna cu ea, dai seama, deci ce să spun, la da, Sofia Loren, bomba sexy a acelei perioade în industria cinematografică. Și eu, fără să-mi dau seama că ea este și era să, asta, și m-au luat doi bodyguards din aia de-ai
ei, că erau, stai seama, am văzut că mergeau la o filmare în America cu vreo 7-10 valize după ei. Și merge, nici nu-mi băga de seamă, știi? Și m-au luat și când m-am uitat, zic Sofia Loren. El zice, yes, yes. Eu m-am dus. Am dat mâna cu ea și am rămas cu amintire. Nu m-am spălat nici acum pe mâini decât acum. Deci este asta, amintiri plăcute. Am venit acasă, returul s-a jucat pe 6 decembrie pe stadionul Republicii. Aha, nu pe Giulești. Nu. Ca să vină mai mulți oameni. Nu, dar nu era aprobat de UEFA, de stadionul. Am înțeles, deci, nu era omologat condițiile pentru Cupa Campionilor. Deci, și era noaptea nins, era așa o stradă de zăpadă destul de... Da? Da. Și a fost un meci senzațional. 0-0. 0-0. Și am avut două ocazii noi foarte, foarte bune. Nichi Dumitriu și nu mai știu încă unul. Ați fost rezervă de asemenea? Da, de rezervă. Și... Da, iată ce replică dădea campioana României, una dintre cele mai bune echipe de club ce, din noi lume. Noi am jucat echipa în... senzațională. Dan Coe, Motroc, ăștia în spate, nu s-a luat gol. Probabil a fost cea mai bună echipă din istoria Rapid. Așa zic și eu. Deci, da. Da, mă rog, deci sunt etape și etape, păcat că... Iar de stadionul Republicii să punctăm că a fost un stadion legendar al României, care a fost demolat în anii 80 în cadrul lucrărilor pentru construirea Casei Poporului, actualul Palat al Parlamentului. Da, și pe Republicii s-au jucat foarte, foarte multe meciuri importante ale Naționalei României și cluburilor în cupele europene. Chiar că deja exista stadionul 23 august, inaugurat în 1953. Cel demolat în 2007 pentru a-i se face loc actualului stadion Arena Națională. Da, deci ca să revin la Rapid, da. A venit, cum să spun, returul, am mai avut un ultim meci la Craiova, de acolo am venit la Timișoara două săptămâni sau trei săptămâni în vacanță, numai cam așa ceva. M-am reîntors înapoi la club, de acolo am mers în cantonament la Predeal, am făcut un cantonament de două săptămâni superb. Am venit înapoi, s-au jucat niște meciuri amicale, unii erau la lotul național, alții aici, deci am avut un meci amical cu Ucluj și am bătut vreo 5-0, am dat și eu două goluri și antrenorul era la Cluj, asta Teașcă, Nea Titi Teașcă. De acolo m-a văzut și au trebuit pe ăștia să... În sfârșit, după o lună l-a luat în pregătire și l-a luat o mare pe Liță Dumitru cu noi. Rapidul. Rapidul, da. Și la un meci, și eu eram, nu pot să zic la 19 ani, eram copil, nu? La un meci cu Farul Constanța, fiindcă nu m-a băgat deloc, mi-am făcut bagajele și am fugit acasă. Când m-au văzut ai mei, s-au speriat, am spus și nu mai merg, uite, păi ce, eu nu m-am dus să stau rezervă, hai să zic să nu joc tot meciul, dar măcar o repriză. Au trimis după mine doi inși, au trimis că mă dă afară de la servici, eram angajat la Grivița Roșie și multe altele. Și am zis, nu mai merg, zic, să-mi dea legitimația să joc la CFR încă două luni și după aia văd de unde merg. Și așa a fost. Am venit și am jucat o lună jumătate, mai știu. La CFR Timișoara, în divizia B. Înapoi, da. Și după aceea au venit echipele care au venit să mă ia. Poli a venit zilnic la poartă la EMEI. Și a venit Teașcă și m-a lămurit și m-a dus la Ucluj. Da, legendarul antrenor Constantin Teașcă, Piticul, cum era poreclit, care a fost și la echipa națională, a fost o figură emblematică, fantastică, da, a fotbalului românesc. Da, deci... Cum v-ați înțeles cu Titi Teașcă? Era un om foarte dificil din ce... Adică e dur, era o sperietoare pentru jucători, dar era și spunea, domnule, atenție că la antrenamentele care le facem noi, că el a făcut un studiu la englezi, de școală de antrenori acolo, de 6 luni sau una, nu mai știu exact. Și culmea că a fost singurul antrenor care, când jucam în deplasare, seara te obliga să bei un pahar de vin roșu. Obligat. Așa se dă și în Anglia. Pentru circulația sângelui, pentru asta, foarte multe. Și am învățat foarte multele. Și ne-a și zis, băi, fraților, dacă nu vă pregătiți, nu dormiți suficient 10-12 ore la antrenamentele care le facem,
vi se măresc toate organele. Începând de la inimă, de la plămâni, de la ficat, de la tot ce vrei. Și somnul era fantastic de mult. Dormeam în neștire, ca să fii proaspăt. Nu știu ce s-a întâmplat cu conducerea. Nu știu. Bineînțeles că eram ca și fiecare antrenor acum. Fiecare antrenor la echipele unde se duce, ori vine cu niște jucători ai lui, care zice el că el i-a crescut, el i-a, mă rog, ori dacă nu ești în sentimentul lui, te dă la o parte. Ori ești rezervă, ori îți dă drumul. Deci sunt foarte mult și am pățit asta și asta am să o reiau de 10.000 de ori. Deci nu este posibil să vină și la asta. În sfârșit să nu trec de la o etapă la alta. La Cluj am avut trei ani am avut ca fotbalist și un oraș plăcut, aerisit și de oameni deosebiți, oameni școlați. De asemenea, oraș universitar. Tot ce vrei, deci din toate punctele de vedere. U Cluj în această perioadă a jucat doar în divizia A, cât dumneavoastră da, sigur acolo. Că da, deci cât eu am fost acolo, deci în divizia A, am avut niște colegi fantastici, deci dacă luăm așa, deci era Uțu Moldovan în poartă cu Ștefan și înainte mai erau, dar aia au plecat. Fundaș dreaptă era Crețu sau Codrea, Solomon. Codrea care după aia merge la Rapid. La Rapid, da. Deci, Solomon, da. Solomon, Pexa, Câmpeanu. Celebrul Remus Câmpeanu, care arunca echipei, da. Auturile, de la... auturile senzaționale. Da. După aceea, la mijloc eram mai mulți. Erau... Dan Anca era... Da, eu, Neșu, Mircea... Neșu, tatăl lui Mihăiță. Lui Mihăiță, da. Și în față erau mulți. Erau Ifăleanu... Alexa Ifăleanu, antrenor. Mustețea, Oprea, Mișu Adam, Coman... Mișu Adam, Mihai Adam, care a fost golgheterul României, a jucat la CFR Cluj, la U Cluj, un jucător extraordinar de bun. Și a jucat în vârf, în perioada armată, a jucat și la Vagonul. Vagonul Arad? Arad, ca să știi. Da, n-am știut. Păi ne completăm acum, știu da. Că una e când ești cu ei și asta. Așa și este. Și sigur că după golul, deci culmea că Nea Titi, i-am dat un gol la Rapid X. Primul meci care l-am jucat acasă a fost cu Rapidul. Primul meci a fost la Bacău, am făcut 3-3, venisem dintr-un turneu din Polonia și am rămas acolo o săptămână, că era scandalul la Cehoslovacie cu rușii în plin denunțare. Da, și 68 cu invadarea Cehoslovacie. Și n-am mai venit cu primăvara acasă, de la Prag. Exact. Și am jucat contra lui Dembrovski, care era la Bacău, cu avea o etapă bună, foarte da, bună. Da, cu Aristică, Ghiță. Toate, da, ce vrei. Și m-a și fugărit Ghiță, că i-am dat un gol. și am mai dat o bară. În sfârșit, a fost frumos. Am venit acasă, lumea ne-a primit frumos. Primul meci acasă cu Rapid. De când am venit eu. Și culmea că a venit și taică-mi la meciul ăla. Și tot așa, lovitură liberă la 30 de metri. I-am pus o lurică, nici n-a văzut. Și i-am bătut 2-0, am dat pasă de gol, al doilea gol. Și dai seama, Nea Titi a intrat pe teren, sărind la mine în brațe. M-am dus cu el la Valentin Stănescu. Antrenorul Rapidului. Da, când eram și eu și i-am arătat. Dumnezeu Iisus, zic. Da, sigur. Dumneavoastră ați avut ghinionul să fiți foarte tânăr atunci pentru a intra în acea fantastică echipă a Rapidului. Vom vorbi în episodul următor despre perioada de la U Cluj. Ne revedem așadar miercurea viitoare.